Secretarul general adjunct al Națiunilor Unite, Rauf Mazou, a ajuns în această dimineață în Vama Isaccea. Acesta a vorbit cu autoritățile și cu voluntarii din punctul de trecere a frontierei și a felicitat țara noastră pentru organizarea strategică și operațională pe care a dezvoltat-o într-un termen atât de scurt de la debutul crizei refugiaților. Peste 50.000 de refugiați din Ucraina au ajuns în România prin punctul de frontieră de la Isaccea de la începutul războiului din Ucraina și până acum. De pe bacul care ajunge la Isaccea odată la aproximativ 3 ore, coboară în special mame cu copii. Pe uscat, pe refugiații așteaptă 10 de voluntari care le oferă hrană și apă. Autoritățile au ridicat și 10 de corturi unde aceștia să se adăpostească și au strâns mii de donații, de la haine și pături până la medicamente și produse de igienă.